Atunci când avem de făcut feston la gura cămășii și nu reușim să corelăm corect grosimea firului cu care facem festonul cu densitatea pânzei, pânza se va încreți. Pentru a remedia acest lucru, am pus un fir pe mijlocul festonului și, după ce executăm 2-3 cm de feston, Trag de fir până când pânza se îndreaptă. Și fac așa până la capăt, astfel încât în final acest feston va fi drept, pânza nu mai este creață. Firele de care m-am ajutat le voi trece pe dos și le voi fixa.